Dezastru în ceea ce privește cultura grâului este iminent în județul Vaslui. Nu a plouat decât ceva mai mult de 30 de litri pe metru pătrat în ultimile 4 luni, iar gradul de răsărire a culturilor de toamnă este unul de nivel critic. Fermierii sunt îngroziți de ceea ce urmează și spun că sunt semnale în direcția instalării unei secete pedologice crunte. La această oră, pe un metru pătrat de teren cultivat cu grâu, ar trebui să existe undeva între 500 și 1000 de plante. Din nefericire, abia dacă sunt 200 de plante. Pierderile financiare sunt deja destul de mari, aceasta pentru că fermierii au respectat tehnologia, au administrat îngrășăminte, dar răsărirea a avut foarte mult de suferit din cauza lipsei de umiditate. Una dintre fermele mari cultivatoare de grâu din județ este SCE VLH Company SRL Costești. Lucrează peste 2000 de hectare de teren agricol, iar în toamna anului trecut a însămânțat cu grâu 900 de hectare. Sunt toate șansele ca aceste culturi să fie întoarse. Cultura de grâu arată într-un mod jalnic, aș putea spune. Ea a fost semănată ca și timp în condiții optime, dar ca și umiditatea solului era zero, ceea ce l-a întârziat. Nu a reușit să răsară în toamna anului trecut, a răsărit în februarie și s-a confruntat cu o secetă pedologică ieșită din comun. Se începe să semene cu anul 2020 din ce în ce mai mult, acest 2022. Au plouat undeva la 30 de litri în 2022, dar având în vedere că nicio ploaie nu a depășit 3 litri, aceste cantități sunt nesemnificative. Pentru stadiul ăsta și pentru agricultura în general, o ploaie de 3 litri nu înseamnă absolut nimic. Nu face nimic decât să-i întrețină oarecare umiditate atmosferică, ca să spun așa. Dacă nu vin ploi urgent, ne gândim să o întoarcem. Probabil va fi porumb, dar încă nu ne putem, încă sperăm. E clar că sunt pierderi undeva la 20-30% deja în momentul de față și având în vedere că au crescut costurile în acest an cu îngrășămintele, deja o doză de îngrășământ a fost administrată, dar nu a reușit să se dizolve acest îngrășământ solid, nu a reușit să intre în soluția solului și astfel am dat aproape degeaba. Până în acest moment îngrășământul nu a reușit să-și facă efect. Este o solă dintre cele mai bune, toate sunt în același stadiu. Peste tot este la fel, nu a plouat nicăieri mai mult. Nu putem spune că este mai bună decât alta, cam asta e situația peste tot. În toamna anului trecut am reușit să însămânțăm peste 800 de hectare de grâu. Grâu este o cultură relativ sigură pentru noi, este o cultură de bază, undeva la tindem spre 50% din suprafața totală a fermei să o cultivăm cu grâu. Dar anul acesta se pare că ne va face surpriza neplăcută și nu suntem siguri de această cultură. Un alt fermier cu aceleași grave probleme generate de secetă este și Viorel Humă, cel care deține la rândul peste 2000 de hectare de teren agricol. Și pentru el anul 2022 este sinonim cu anul 2020, an în care seceta a afectat teribil fermierii vasluieni. Administrăm o suprafață vreo 1500 de hectare, din care vreo 600 de hectare sunt însămânțate cu culturi de toamnă, rapiță respectiv grâu. După cum vedeți și dumneavoastră, cam așa arată o cultură care e cea mai bună de anul ăsta. Secetă, e o secetă cruntă, ea nu vine de anul ăsta, ea vine de anul trecut, deci o secetă persistentă în timp. În anul 2020, tot așa a fost o secetă, a răsărit grâu prin luna februarie. Vedeți, acum suntem la sfârșitul din martie, grâu a început să răsară pe aici și pe acolo, dar suntem la sfârșitul martie. Nu ne-am bucurat de niște producții extraordinare, decât doar de supraviețuire în anul respectiv. Anul ăsta va fi mai grav decât ăla din 2020. Na, una peste alta, vedeți și dumneavoastră cum arată o cultură pe care noi am semănat-o la timp, i-am dat ceea ce a trebuit, dar Domnul așa ne-a pedepsit cu fără ploaie. Păi vă dați seama, dacă cultura a răsărit acum, toate precipitațiile astea care au mai fost sub formă din soare au fost în cantitate foarte mică, nesemnificative pentru a ajunge la
sămânță să germineze. Ca atare, ce a mai fost, s-au acumulat cât de cât așa și sămânța, când a găsit un pic de umiditate, a plecat. Vedeți că și așa nu este o răsărire chiar uniformă. Nu știu ce să ne așteptăm. Sigur că da, vedeți dumneavoastră că noi cheltuiala o facem per hectar, da? Că este prost, că este puțin, că este... Deci noi tot cheltuim pentru un hectar. Dacă e vorba de fertilizat, de asemenea, dacă e vorba de erbicidare, la fel. Nu știu cum va fi anul ăsta, dacă cumva nu se mai îmbunătățește lucrurile, măcar atât cât este să-l putem recolta, să ajungă la recoltare. Degeaba faci tu 99,5% sau 99,9%, totul ca la carte, dacă 0,1 ăla înseamnă ploaie. Prețurile astea au luat o razna la inputuri, la îngrășăminte în special. Terenurile noastre au fost obișnuite cu tot felul de chimicale. Acum zicem ca să mai facem și noi, să mai luăm un gunoi de graj, să mai îmbunătățim cât de cât, an de an, câte o suprafață mică, dar de unde să mai iei și gunoiul de graj, că nu mai sunt animale, s-au dus totul. Directorul executiv al Direcției Județene Agricole Vaslui, Gigel Crudu, confirmă că situația nu este deloc roză în agricultura vasluiană. Așa cum observăm cu toții, într-adevăr, la nivelul județului Vaslui se manifestă fenomenul de secetă pedologică extremă. Practic, acest fenomen a început din toamna anului precedent, atunci când producătorii au înființat cu mare dificultate culturile pe care și le-au propus. Sigur că în această perioadă există un deficit de apă din sol, însă în straturile profunde, în stratul superficial de la 0 până la aproximativ 20-25 de centimetri, mai există rezervă de apă, astfel încât aceste culturi pot să-și continue procesul de decreștere și dezvoltare specific acestei perioade. Trebuie să ținem cont de asemenea și de faptul că în această perioadă consumul de apă al acestor culturi este relativ redus. Va fi o problemă deosebită în perspectivă, respectiv după data de 15 aprilie, atunci când, dacă nu se vor înregistra precipitații însemnate cantitativ, evident că aceste culturi vor avea de suferit. Însă, la această dată, nu putem vorbi de o situație dificilă la nivelul județului nostru. Toți ochii fermierilor vasluieni sunt îndreptați către guvernul României, cu speranța că de la București vor veni vești bune privind acoperirea pierderilor generate culturilor de toamnă de seceta prelungită din zonă.